În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dumnezeu ne-a vrednicit să slujim astăzi liturghia în această bisericuță înălțată de Sfântul Cuvios Trifon, luminătorul Laponilor, în secolul al XVI-lea. A dedicat-o Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, fiind una dintre bisericuțele ridicate de acest cuvios luminător al Laponilor, de-a lungul și de-a latur acestor ținuturi locuite de populația Sami. Este un mare dar să săvârșim dumnezeiasca liturghie în această biserică în care se ruga acest apostol al Laponilor, cel care i-a luminat pe Laponi cu lumina cunoștinței adevărului. Am ajuns cu mare greutate în aceste locuri îndepărtate. Am fost nevoiți să rămânem la intrarea în tunelurile de sub apă din aceste părți, fiindcă se aflau în șantier. Am străbătut cu greu drumul care este în lucru, dar în cele din urmă, fiind avantajați de lumina nopții, fiindcă sunt nopțile albe acum în aceste ținuturi îndepărtate, deci fiind avantajați de lumina nopții, am călătorit continuu gândindu-ne la lumina cea pururea viitoare, la ziua cea neînserată a împărăției preasfinte și de viață făcătoare trei. Am simțit ajutorul Sfântului Cuvios Trifon, luminătorul Laponilor, de aceea îi mulțumim. Trebuie să știm despre cuviosul Trifon că s-a născut în anul 1495 în familia unui preot rus din cetatea Torzoc, din provincia Tver a Marelui Ducat al Moscovei. Copilul a fost crescut de mic de către tatăl său în evlavie și bună cuvință. A iubit slujbele bisericii, cânta împreună cu ceilalți copilași la strană, la dumnezeiasca liturghie și se minuna atunci când veneau din nord negustorii de pește care povesteau despre pescarii Sami din ținuturile Lapone. Traiul lor aspru, însă cinstit și pașnic, l-a impresionat nespus de mult pe copilașul Mitrofan, fiindcă așa se numea cuviosul Trifon din botez, Mitrofan. L-a impresionat, însă a fost foarte mâhnit atunci când a aflat că acești laponi erau idolatri. Se gândea la pescarii săraci și simpli care au fost chemați de Mântuitorul Iisus Hristos la apostolat, devenind pescari de oameni, și își dorea foarte mult să îi aducă la Hristos pe acești pescari laponi. În adolescență, însuși Mântuitorul Iisus Hristos i s-a arătat lui Mitrofan și i-a spus: aici nu este patria ta, altă țară însetată și pustie te așteaptă. Însă, crescând în Mitrofan, s-a îndepărtat de Hristos și de biserică, a devenit faimos prin vitejia și forța sa. Iată puterea lui trupească, a devenit o capcană, s-a transformat într-o capcană pentru propriul lui suflet, deoarece el s-a dedat fără de legilor, devenind conducătorul, căpetenia unei cete de tâlhari. Un incident i-a zdruncinat viteazului Mitrofan încrederea în sine și i-a năruit viața tâlhărească de până atunci. A ucis-o din greșeală pe iubita sa Elena, fica unui boier din acele loc. Acest păcat
l-a marcat foarte mult pe Mitrofan. Cuprins de groază și remușcări, s-a retras spre nord, în peninsula Kola, situată între Marea Albă și Marea Barents. În aceste locuri sălbatice s-a nevoit, preferând foamea în locul îndestulării și frigul în locul căldurii. Nu i-a fost frică de fiarele sălbatice care erau în acele ținuturi îndepărtate, ci mai mult i-a fost frică de fiarele lăuntrice, de fiarele păcatelor sale. Așadar, cu multă nevoință și rugăciune, s-a pocăit de toate păcatele pe care le săvârșise înainte, cu inima zdrobită și a plâns păcatele cu plâns de pocăință. În cele din urmă, în chip minunat s-a întâlnit cu Sfântul Cuvios Teodoret de la Solovăț, care a învățat limba laponă, aducându-i pe laponi la lumina cunoștinței adevărului. Cuviosul Teodoret a simțit în Mitrofan nu doar un suflet mântuit prin pocăință, ci și un împreună lucrător pentru luminarea laponilor. L-a chemat pe Mitrofan să-l sprijine în lucrarea sa de apostolat în ținuturile nordice locuite de lapon. Mitrofan a învățat limba și obiceiurile populației sami și în cele din urmă a început să le propovăduiască Evanghelia, aducându-i la Mântuitorul Iisus Hristos. Cu multe eforturi, cu îndelungă răbdare, în cele din urmă a reușit, fiind tuns în monahism de către cuviosul Teodoret și primind numele Trifon. Nu a dorit să primească harul preoției, pocăindu-se în mod deosebit pentru păcatul uciderii, însă și pentru alte fără de legi pe care le săvârșise în tinerețe. Cuviosul Trifon a adunat în jurul său sute de ucenici, întemeiind în apropierea râului Petcenga, din aceste părți nordice, o mănăstire închinată preasfintei și de viață făcătoare Trifon. A ridicat și multe alte lăcașuri, între care și acest micuț lăcaș, această bisericuță din Bârne, aflată acum pe teritoriul regatului Norvegiei. Ce binecuvântare să fim împreună cu Sfântul Cuvios Trifon în aceste locuri sfințite prin darul preamilostivului Mântuitor. Cuviosul Trifon a primit și harisma tămăduirilor. El, fostul tâlhar temut, prin harul lui Dumnezeu a devenit temut pentru duhurile răutății, fiindcă a izgonit din cei posedați diavolii, tămăduindu-i cu puterea rugăciunii. Iată cuviosul Trifon și după proslăvirea sa, după mutarea sa la cele veșnice, îi ajută pe cei bolnavi și mai cu seamă pe cei demonizați. Și este gramnic ajutător călugărilor căzuți din pricina neascultării. S-a arătat aievea mai multor monahi, îndemnându-i să pună început bun, însă i-a ajutat și pe creștinii de pretutindeni și mai cu seamă pe cei care s-au angajat în această lucrare de apostolat, de luminare, de aducere la Mântuitorul Iisus Hristos a sufletelor rătăcite. Sfântul Cuvios Trifon a trecut la cele veșnice la 15 decembrie 1583 la vârsta de 88 de ani. El se roagă pururea pentru noi și ne ajută și pe noi cei de astăzi să dăm o bună și dreaptă mărturie spre slava Preasfintei Treimi și spre mântuirea sufletelor noastre. Amin.